n-aș merge la mie de ajuns. Dar nu îmi cheltuiesc banii ca să îți scot ție ochii. Sau îți scot ochii altfel. Acolo se scot ochii cu chestii de tipul cine face cea mai mare donație filantropică la o universitate. S-au ajuns la niște scoruri absolut fantastice. La Harvard a fost o donație, cred că acum 2 ani, de la un om, 450 de milioane de dolari. Și cu 2 ani înainte fusese cea mai mare donație din istoria Harvard, 250 de milioane de dolari. Deci există și cumva o nevoie de a arăta că ești mai grozav decât alții. Dar se manifestă altfel. Adică e, cred că e o diferență, dacă vrei, de stadiu de dezvoltare. Ce a constatat economistul ăsta și sociologul legat de consumul ostentativ e că el se manifestă în special la cei care fac bani la prima generație. Tocmai i-au făcut și vor să-i arate. În momentul în care te obișnuiești cu banii și cumva crezi că e legitim să fii acolo în categoria aia, te mai relaxezi. Și nu mai simți nevoia să scoți ochii cu banii pe care i-ai făcut cumpărându-ți niște lucruri pe care să le arăți la toată lumea. Și cred că asta e o diferență mare în sensul că acolo există oameni care au bani din familie și care manifestă un anumit tip de, știu eu, sofisticare. Iar cei care fac bani acum, că sunt o grămadă de bani noi în America, în America e o țară care are mobilitate socială, oameni care nu au avut bani în trecut și îi fac, ceea ce e bine din punctul ăsta de vedere, ei încearcă să se comporte ca ăia care au bani de mai multă vreme. Deci există un anumit tip de model de comportament atunci când ai bani. Cred că aici, având în vedere că noi toți suntem la prima generație de oameni care încercăm să ne facem un viitor, părinții noștri nu puteau să facă bani. Comunismul nu permitea diferențieri din punctul ăsta de vedere. Și atunci suntem în faza aia în care au fost alte țări mult înaintea noastră, în care prima generație de îmbogățiți e ostentativă. Istoria ne arată că, în general, după revoluții, acumulările de averi nu se fac neapărat în cele mai curate feluri. De altfel, e un proverb care e chiar din zona New England, acolo unde noi petrecem destul de multă vreme, care mie îmi place foarte tare, care zice așa: dacă vrei să știi ce părere are Dumnezeu despre bani, uite-te cu idă. E un proverb după vremea în care la ei, ăia care aveau bani, îi făcuseră. Din tot felul de activități, știți vorba aia, nu întreba cum ai făcut primul milion. Ei, în timp, în câteva generații, lucrurile se așează. Dar ce mi se pare mie interesant este că chiar față de unele din țările din jurul nostru, în România există o tendință de a consuma mult mai pronunțată, de a consuma bunuri de lux, bunuri de poziționare mult mai pronunțată. De altfel, îi spuneam soțului meu la un moment dat că mi-aș dori să facem un studiu în care să vedem care este procentul din venitul personal alocat în România mașinilor. Intuiția mea spune că românii cheltuiesc în general mult mai mult ca procent din ceea ce câștigă pe mașini decât marea majoritate a să zicem, Europei.